cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, bună dimineața, iată-ne din nou la o cafea în frumoasa zi de 15 aprilie 2021. Astăzi putem spune că am început ziua fără ministru, bine, avem un ministru interimar la sănătate, de aceea am zis că dacă tot avem ministru nou, să vedem ce se mai întâmplă prin sănătatea nemțeană și om mai potrivit ca directorul medical al Spitalului Județean de Urgență, din păcate, pune în virgulă spital COVID, nu este, așa că împreună cu mine la cafea, doamna Cristina Atanasae Iacob, bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bine v-am invitat și noi și vă rugăm să ne spuneți cât e de bine ce se întâmplă. Că nu ne referim la demisii, că ministrii vin, pleacă, ajung pe la Piatra Neamț când se întâmplă câte o nenorocire, după aceea așteptăm noi să vedem dacă s-au rezolvat lucrurile, s-au găsit, mă rog, anchete, etc. Ideea este ce se întâmplă la noi, în spital. Din păcate, deși a venit primăvara și parcă toți așa simțim că renaștem, situația la Spitalul Județean nu este deloc una grozavă. În ultimele două luni, paturile au fost în permanență pline și partea cea mai urâtă este că majoritatea bolnavilor care s-au internat au avut nevoie de oxigen. Asta e. Știți că cea mai importantă parte a tratamentului infecției cu SARS-CoV-2 este administrarea de oxigen. Și aici am avut și avem în continuare probleme extraordinar de mari. Deci, alimentarea cu oxigen. De aici pleacă nu numai problemele strict, trebuie să-i dai oxigen, să ai gură de oxigen, să-i duci, ci și tot felul de alte lucruri care țin de, știu, lanțul de alimentare cu oxigen, de cum ajunge oxigenul de la stație la bolnav. Sunt și pericole, să spunem și asta. Bineînțeles, nu mai vorbim de pericole, nu mai vrem să vorbim. Cred că ceea ce s-a întâmplat anul trecut nu o să se mai întâmple, sperăm. Dar trebuie să fim foarte atenți în sensul ăsta. Avem funcționale acum 161 de guri de oxigen și am mai închiriat 90 de concentratoare de oxigen. Toate aceste concentratoare. Haideți să explicați ce e concentratorul ăsta de oxigen. Este un, practic, un fel de butelie, un aparat. Un aparățel, da, care băgat în priză generează oxigen. Deci băgat în priză. Deci asta am vrut să spun, băgat în priză. În priză. Eu consider că la momentul actual rețeaua electrică a spitalului, care și așa este veche, știți foarte bine că acum noul manager face tot felul de proiecte pentru a îmbunătăți rețeaua și a o reînnoi, însă ea este întinsă la maxim deocamdată. Nu știu dacă mai putem să mai facem rost de astfel de concentratoare, pentru că chiar ne este frică. Chiar ne este frică. Da, este o problemă foarte mare. 160 de aparate noi, adică nu câte concentratoare sunt aveți? Sunt 161 de guri de oxigen din de perete. De guri de oxigen, dintre care concentratoare? Nu, pe lângă astea. Pe lângă astea. 90 de concentratoare. Deci 90, 10 160 plus 90 de concentratoare puse în priză. Exact. În plus față de ce aveam. Bine, iar la fel de adevărat cu o parte din aparate care funcționau în mod normal în spital, nu mai sunt puse în priză. Probabil pe anumite secții unde nu mai... Nu chiar atât de multe. Deci ATI-ul funcționează la capacitate maximă acum. Deși noi avem 9 paturi aprobate, astăzi dimineața aveam 17 pacienți. Aulea! Dintre care 15 intubați. Ei sunt sus la etajul 4, în acel compartiment pe care l-am făcut după incendiu, și în zona UPU. Zona UPU care este realmente blocată de acest pacient care primesc îngrijiri de terapie intensivă. Bun, deci asta vreau să se înțeleagă foarte bine, că și UPU este blocat în perioada asta, din cauza exact. Asta. Și atunci, practic, UPU s-a transformat într-un fel de al doilea ATI, ca să-i spunem exact, așa. La fel ca în toată țara, din câte am înțeles, toate unitățile de primire urgențe sunt blocate.
Sunt momente în care salvările nu pot pleca din fața spitalului, pentru că nu pot să coboare pacientul care are acolo o sursă de oxigen. Acolo are în salvare exact, sursă de oxigen? Exact, o butelie de oxigen. Păi se pare că o să ajungem inclusiv la așa ceva, să ținem salvări cu sursă de oxigen. Da, s-ar putea să ajungem. Dacă oamenii nu vor înțelege să pozească și să se protejeze, pentru că, nu știu, cred că în ultimele luni majoritatea, populația a cam neglijat acest aspect al protecției. Se întâmplă ceva și pe fondul acela al vaccinării. Eu cunosc foarte mulți oameni care s-au vaccinat. După ce s-au vaccinat, au zis, au trecut 10 zile după rapel, gata, de acum sunt imun. Și cred că și asta este o problemă. Nu. Noi știm foarte bine că vaccinarea nu ne ferește de a contracta virusul SARS-CoV-2. Dar sperăm, pentru că nu se știe exact ce se va întâmpla, sperăm că această vaccinare ne va feri de formele grave și severe de boală. Știu, mi-au spus și colegii mei că au testat pozitiv pacienți care au fost vaccinați. Doar că asta n-ar fi o mare problemă. Din câte știu, această analiză PCR detectează cea mai mică urmă de ADN viral care mai rămâne. Și atunci nu ar trebui să fie un motiv de panică în populație acest lucru. Da. Faptul că ești depistat pozitiv chiar după vaccinare. Eu vreau altceva să subliniez. Faptul că după ce s-au vaccinat, au lăsat garda jos un pic cu măsurile de protecție personale. Și asta influențează și pe cei din jur care nu sunt vaccinați. Că, deci da, se întâmplă... Să influențeze în sensul bun. Uite, eu m-am vaccinat, sunt un pic mai relaxat. Da, dar știți că oamenii nu gândesc întotdeauna așa. Deci, și să mai spunem și ceva acum, la modul foarte cinstit. Așa cum medicii sunt epuizați în activitatea lor, și populația este supra-saturată de toate restricțiile de genul acesta și au ajuns să spere în orice. În orice. Și atunci merge și așa, vedem și așa, dar... Și restricțiile sunt exagerate pe undeva, adică de ce să nu circulăm pe timp de noapte? Chiar asta nu am înțeles. Bun, nu mai vorbim de prostia cu magazinele închise la ora 6. La ora 6, chiar nu înțeleg. Nu înțeleg nici măcar închiderea școlilor, chiar nu înțeleg. Da. Deci și închiderea școlilor și, mă rog, și aici putem discuta. Închidem școlile, dar cum și în ce fel și unde? Că la țară unde tu nu ai localități în care nu ai practic bolnavi, sau mă rog, nu sunteți stați ca să fim mai cinstiți în toate, pe ce motiv închis școala? Deci lucrurile sunt foarte complicate, dar haideți să ne întoarcem un pic la spital. Explicați-ne, ieri ne anunța domnul prefect în emisiune aici că probabil nu va mai veni unitatea aceea de ATI mobilă. Eu ce vă știți? Spun sincer că până se întâmpla nenorocirea de la Victor Babeș, nu prea știam cum va funcționa această unitate mobilă. Ni s-a transmis, nici măcar n-am văzut o adresă în acest sens, cum că vom primi o unitate, un tir mobil de ATI. Și chiar ne gândeam, și eu și ceilalți membri din comitetul director, cum va funcționa, cum o atașăm la spital, vom avea oxigen, de unde vom avea energie electrică. După care am început să ne punem serios problema dacă ne putem permite așa ceva. Eu cred și dacă că vă puteți baza? Dacă ne putem baza, nu. Și eu, cel puțin, am zis că suntem în imposibilitatea de a folosi așa ceva. Haideți să vă dau un exemplu. Să zicem, avem acel tir, reușim să-l conectăm cumva, are oxigen, are energie electrică, are câțiva bolnavi foarte gravi intubați. În momentul în care apare o problemă, ce faci cu bolnavii aceia care sunt în tir? Pentru că se presupune că spitalul este plin și că toate ai 8 bolnavi intubați în tir și, Doamne ferește, se întrerupe ceva. Ceva. Ați văzut cum a fost cu oxigenul, că a crescut acolo, mă rog, exact. Ceva. Dar ai mâinile aceste, legate în momentul aceste acela. Tiruri au fost, nu sunt la prima întâmplare. Chiar ăsta care trebuia să vină la Piatra a avut 3. La Timișoara. Acolo a fost norocul că e un spital foarte mare și că aveau asistenți care au stat în tir.
Da. Tot timpul. La noi, la Piatra Neamț, nu ne putem permite așa ceva. Pentru că nu avem posibilitate de a-i salva în momentul în care în tir se întâmplă ceva. Nu avem nici cea mai mică posibilitate. Chiar citeam ieri un articol în legătură cu tehnicianul care ar fi trebuit să intre în tirul acela la Victor Babeș și care spunea că, sigur, eram acolo, dar nu puteam face nimic. Pentru că toate ventilatoarele s-au oprit în același moment. Ce puteam să mai fac? Putea cel puțin două, eu știu, nu-mi dau seama, nu știu cum funcționează. Este... Aici trebuie să știi cum funcționează acele lucruri. E o problemă. Aceste tiruri au fost cumpărate, cred, pentru mari dezastre. Știu eu, hai să zicem un cutremur, că tot am avut dezastre de genul ăsta la noi în țară. Bun. Pentru a transporta pacienții de la locul dezastrului la cel mai apropiat spital. Nu știu. Și să aibă o sursă de... Să aibă o sursă de oxigen, să poată fi chiar intubați în momentul când sunt scoși de sub dărâmături sau așa. Mie mi se pare foarte mult că seamănă achiziția acestor tiruri făcută repede, pe repede înainte, 1 milion de euro am înțeles, cu achiziția făcută pentru spitalul de la Lescani. Adică tot așa s-a făcut, intenție bună și de o parte și de alta, domne, trebuie să facem, să facem, să facem, dar realizarea este proastă fără ca cineva să se gândească la consecințe și la modul cum folosești lucrurile astea. Adică nu s-a stat de vorbă cu oamenii care lucrează în sistem. Probabil că așa a fost. Deci, probabil că așa asta, a fost. Asta este problema. Bun. Acum, în spital, cum merg lucrurile? Noi am făcut un reportaj care a avut foarte mare, multe reacții. Culmea, reacțiile în afara județului foarte multe. Deci foarte multe reacții din afara județului și în județ, dar în afara județului a fost apreciat pentru faptul că a fost prezentată situația din spital. Spuneți-ne acum, câtă realitate era în ceea ce s-a scris? Ați fost și dumneavoastră, adică credeți că a fost reflectat ce activitatea? Exact. Deci, doamnele reporter au mers din secție în secție, din salon în salon, echipate corespunzător. Am fost la un moment dat acuzați că exagerăm. Nu, le-am echipat corespunzător tocmai pentru ca să poată intra în saloane, să se poată apropia de acei bolnavi de COVID, să nu se teamă că pot păți ceva, ca să vadă realitate, că așa e ușor, te plimbi pe holurile spitalului, ți se pare că e liniște, că zgoale, dar de fapt... Așa. Dramele sunt în interiorul. În spatele fiecărei uși închise sunt bolnavi și personalul medical care îngrijește. Pentru că personalul medical chiar stă lângă pacienți, nu are de ales. Pacienții care sunt, mai ales cei conectați la oxigen, au atâtea nevoi și un tratament atât de complex încât chiar nu pot să cred. Primesc mail-uri de la persoane din străinătate care au părinții, rudele internate și suntem acuzați că, uite tata, uite mama, ne spune că nu trece nimeni pe la ei. Și eu încerc să le explic că nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva, nu există. Tratamentul este, împărțit pe ore. Pe ore. Acum faci anticoagulant, acum faci antibioticul, acum faci antiviralul. Sau, mă rog, toate problemele. În funcție de fiecare pacient. Nu mai spunem că ei sunt tratați de toate problemele lor. Tratamentul nu este cel din protocol pentru COVID. Pacientul este tratat în funcție de toate bolile pe care le are. De obicei, mulți au și alte boli. Asta o spun de foarte multă vreme și mai spun că spitalul nu este închis. El este deschis, dar din păcate este plin de pacienții care au boala COVID, care sunt pozitivi și care sunt în număr foarte, foarte mare. Acum, cam care este raportul cazuri grave, medii, foarte grave, ușoare, medii, foarte grave? În spital nu avem loc să internăm decât cazurile medii și severe. Deci nu mai sunt cazuri ușoare? Cazuri ușoare nu mai sunt pentru că nu avem posibilitate de a interna pe acești pacienți. Ei merg acasă cu un tratament ușor și majoritatea merg bine. În caz că apar probleme, bine, ei ar trebui monitorizați de medici de familie, nu știu în ce măsură se întâmplă asta, dar... Oricum se știe că 95% din cazurile de COVID sunt forme care se tratează. Ușor. Pacienții merg bine. Da. Dar cei 5% sunt atât de mulți încât uitați că au umplut spitalele. Da. Nu se întrevede, să spunem așa, o luminiță cât de cât acum. Vorbesc din experiența de atât deja de un an de zile de COVID la Piatra Neamț. Nu cred.
Avem pacienți internați proaspăt. Deci valul a început să ne lovească pe la sfârșitul lunii februarie. A crescut în intensitate și acum, nu știu, sper să fie vârful. Dar mai mult de jumătate din pacienții de acum sunt internați. Ei trebuie să stea între 14 și 21 de zile, poate și mai mult. Aoleu. Poate și mai mult, dacă au nevoie. După care, noi medicii începem discuțiile cu familiile. De fapt, aici intervine o mare problemă. Foarte mulți rămân dependenți de oxigen. O perioadă, sau ei pot rămâne dependenți de oxigen pentru toată viața. Este foarte, foarte greu să le explici familiilor că le trebuie acele aparate de oxigen, care, din păcate, sunt și foarte scumpe și nici nu se mai găsesc. Nu pot fi... Se găsesc. Da? Se găsesc. Din fericire, în Piatra Neamț n-am avut niciodată probleme. Întotdeauna când am contactat firmele care oferă aceste aparate, au fost prompte serviciile. Și cam prețul e undeva prețul la 3.000-4.000 de lei. Prețul este la 150 de lei pe lună pentru închiriere. A, închiriere. Ei, de ce recomand eu închirierea? Pentru că eu am foarte mulți pacienți care au mers acasă și s-au recuperat în 2-3 luni. Chiar și pacienți vârstnici. Dar folosind corect acest oxigenator. Dacă există și perioadă periculos, da. Iei prea mult și atunci exact. Se produc numai alte leziuni. Atât medicul care recomandă acest aparat, cât și tehnicianul de la firmă dau sfaturi foarte bune și chiar dacă se strică acest aparat, vreau să spun că cei de la firmă apar imediat și repară defecțiunea. Colegul meu de emisiune de la Butane întreabă, deci chiar o întrebare foarte bună. Ce vârste au acum bolnavi? Care e media de vârstă? A scăzut? Între 30 și 90 de ani majoritatea, foarte mulți, între 30 și 50, foarte, foarte mulți. Deci a scăzut, practic, da, a scăzut. Femei tinere, gravide, cu forme grave. Unele am putut să le tratăm la noi în spital, altele au trebuit transferate la Iași și chiar au trebuit să le se declanșeze nașterea. Pentru că altfel viața atât a lor cât și a copilului era în pericol. Deci ce spuneți dumneavoastră acum este extrem de important. Faptul că se internează oameni de 30 de ani, 50 de ani, exact. Oameni care în mod normal sunt în putere, dar aici nu contează probabil asta, ci contează foarte mult sistemul imunitar și modul în care te protejezi. Probabil. Mulți nu mă vor crede, dar aproximativ 50% din cei care au forme grave nu au comorbidități. Sunt oameni care, până când au făcut febră și au început să tușească, erau oameni perfect sănătoși. Parșivă boală. Parșivă boală, da. Parșivă boală. Nu știu dacă a mai fost o boală atât de parșivă, pentru că, practic, nici nu știi când, cum și unde poți să o contactezi. În experiența mea de medic de 31 de ani, eu n-am întâlnit așa ceva. O boală atât de urâtă și care să-ți dea și senzația. Sunt bolnavi care după 7, 8, 10 zile par ok. Chiar ești tentat să-i trimiți acasă și dintr-o dată, bum! Deci ieși din salon și în 10-15 minute... asistenta te cheamă și îți spune: doamna doctor, nu poate respira. I-a scăzut saturația. Incredibil. Da. Atunci ne întoarcem din nou la începuturi. Ce trebuie să facem la modul serios și cotidian? Pentru că la începuturi ni se spunea: purtați mască, spălați-vă pe mâini, etc. Cât din ce se spunea atunci este valabil și acum? Este perfect valabil și acum. Să ne spălăm pe mâini, să purtăm masca în aglomerații, bineînțeles. Nu văd de ce am purtat masca în aer liber, în excursii, în pădure sau, eu știu, în piață, hai să zicem, că poate e multă lume. De ce spun asta? Pentru că foarte mulți sunt jenați de această mască. Chiar respiră foarte greu. Nu mi este confortabil. Dacă porți ochelari de distanță și ai o mască din asta normală, e și pericol.
Dai exact. Peste un stâlp, adică nu vezi nimica. Dar e ok. Purtatul măștii în spații aglomerate, în magazine, în piețe și la locul de muncă fiecare în funcție de cum își desfășoară activitatea la locul de muncă. Cu mai curățenie foarte multă. Igiena mâinilor, bineînțeles, și sincer, cam atât. Altceva nu cam prea atât. Mai aici. Altceva nimic. Și igiena, hai să-i spunem, a cumpărătorilor până la urmă, că și asta este o problemă. Exact, de numai că ați văzut, marile magazine se protejează, adică nu poți intra în supermarketuri fără mască, au acel termometru la intrare, au câțiva bodyguards care sunt foarte atenți. Haideți să vă spun, aștept și eu din partea DSP-ului o situație în care să ne spună câți oameni au fost opriți la intrarea într-un supermarket, pentru că eu n-am auzit să fie cineva oprit pentru temperatură. La intrarea în supermarket. N-am auzit. Poate greșesc. Și știți ce cred că mai este foarte important? Să fim sinceri unul cu celălalt. Exact. Adică dacă simt că am ceva simptome, dacă am febră, dacă nu mă simt, dacă am cea mai mică suspiciune că aș putea fi infectată cu SARS-CoV-2, să mergem să ne testăm. Să mergem să nu riscăm să ne îmbolnăvim părinții, bătrâni, da. Colegii care sunt cu imunitate. Deci mai poate aici ar fi trebuit gândit un mecanism de stat, apropo de testare, pentru că cred că este foarte important. La nivelul medicilor nu mai discut. Asta ar trebui să fie obligatoriu. Profesori, cei care intră în contact cu lumea și, pe urmă, și restul populației. Să faci niște testări, nu știu, periodice, din acelea mai ușoare, mai rapide, nici nu mă pricep foarte bine. Dar cred că asta ar fi foarte important. Testul antigen rapid, eu zic că este foarte folositor. Chiar și eu și colegii mei credem că atâta timp cât acest test rapid este pozitiv, pacientul este contagios. După care nu mai există pericol. Pericolul este pentru pacientul care n-a luat în seamă primele simptome și la care boala a evoluat. Și avem nenumărate cazuri de pacienți care au testul rapid negativ, dar ei au boala în stadiu foarte avansat. A, deci, dacă, deci au deja pneumonia. Deci dacă ai într-un stadiu avansat, nu mai, da. Aceste teste nu mai sunt... Exact, ele sunt pozitive în primele zile. Da? Atunci când pacientul este și contagios. Bun. De asta le consider importante. Ar trebui făcute la intrarea în școală. Eu știu, la intrarea la spectacole. Știți cum a zis domnul primar Boc? Da. Mi s-a părut o idee extraordinară și sper din tot sufletul să o punem în practică. Să dăm drumul și noi odată. Dar este aberant. Adică au fost niște manifestații în Piatra Neamț, ca și în restul țării. S-au adunat acolo niște oameni și am întrebat și eu, au fost autorizați? Deci, până la 100 de persoane nu e nevoie de autorizare. Ok, și dacă nu e nevoie până la 100 de oameni de autorizare, de ce nu pot să mă duc pe un teren de fotbal ca spectator în loc de exact. 5.000 de oameni în tribună să fie 1.500? Deci, care e diferența? Adică ne întoarcem și la aberațiile care funcționează și care îngreunează inclusiv munca dumneavoastră. De ce? Pentru că percepția este, domne, e o mare conspirație mondială, această boală, lucrurile nu sunt așa, nu știu, eu aș face și, vorbesc prostie acum, dar aș face și niște vizite în spital pentru cei care sunt atât de sceptici. Mie mi-e foarte greu să înțeleg, pentru că până acum avem un an de pandemie, nu există familie să nu fie avut un membru bolnav de COVID. Chiar nu înțeleg ideile lor conspiraționiste. Da, bun. Eu am cunoscut oameni care au în familie, au decedat persoane. Și tot sunt la fel de neîncrezători. Spun că au decedat de alte boli și medicii nu le-au depistat. Asta Uitați, e mai, întrebări. Mai rău. Doamna doctor, deci mai trebuie să facem triajul când mergem la un spital, dacă avem făcut amândouă dozele de vaccin? Nici nu vor să se uite când îi arătăm că suntem vaccinați. Explicați un pic. Da, deci revin asupra problemei. Faptul că suntem vaccinați nu înseamnă că nu putem contracta virusul.
și că nu îl putem răspândi în primele zile. Vaccinul ne ajută să nu facem forme severe de boală. Deci atât, ca să fie, foarte, să fie foarte clar despre ce este vorba, pentru că mulți au înțeles așa, ai făcut vaccinul, gata, nu mai ai niciun fel de problemă și poți să mergi mai departe. Da. Vedem dacă mai sunt întrebări. Sincer, eu am avut la trecut un pacient cu alte afecțiuni și COVID în acest spital, fără simptome majore de COVID, dar îngrijirea, tratamentul, supravegherea și comunicarea cu familia au fost exemplare, mai bune decât în alte perioade. Mulțumesc mult medicilor. Deci, ce frumos! Chiar frumos. Dacă chiar nu înțeleg de ce nu se implementează un sistem video total, nu știu la ce se referă domnul, probabil pentru spital. Un da. Sistem video în saloane nu este, nu se conform poate. Lege nu se poate, pacienții nu pot fi filmați. Doamne ferește, dezbraci, schimbi, nu. Dar cu comunicarea ne-am străduit în fiecare zi să ne perfecționăm și să cuprindem pe toți aparținătorii, să încercăm să le explicăm ce se întâmplă cu bolnavilor, cu rudele lor internate. Bun, aveți deja atâta experiență în domeniu. Ați spus așa, omul care are primele simptome trebuie să facă ceva. Bun, ai primele simptome. Ce faci? Te adresezi medicului de familie? Da, te adresezi medicului de familie. Este prima verigă. Medicul de familie, dacă el constată că acel pacient are simptome respiratorii, obligatoriu trebuie să găsească o metodă de a-l testa. Și cum constată medicul de familie? În primul rând, prin anamneză. Adică te duci la el? Da. Te duci la el sau îi spui prin telefon că tușești, că ai febră, că ai respirație scurtată, că te dor mușchii, da. Că te dor oasele. Astea sunt simptome foarte clare de COVID. Mai sunt și alte simptome. Poți să ai tulburări digestive, greață, vărsătură, diaree, poți să ai erupții pe piele. Asta tot ca o manifestare a infecției cu SARS-CoV-2. Din momentul ăla, medicul sau chiar pacientul se poate adresa UPU. Noi la unitatea de primiri urgențe avem de ajuns de multe teste rapid, antigen rapide, ca să-i putem testa pe toți cei care vin cu simptome respiratorii. Și de acolo după aceea urmează, hai să spunem așa, triajul. E caz mai ușor? Exact. Se fac analizele de urgență, se face o radiografie pulmonară sau... Dacă analizele ies un pic modificate și testele de inflamație sunt serios modificate, se face computer tomograf pulmonar. Tomografia pulmonară arată cel mai fidel leziunile de pneumonie COVID. Bun. Ce nu trebuie să faci? Cred că și asta este important. Ce nu trebuie să faci când ai aceste simptome și alegi să nu suni medicul de familie? În primul rând, nu trebuie să iei contact cu alte persoane, mai ales dacă acele persoane au alte boli. Și mă refer aici la familie, la prieteni. Fiecare știe foarte bine ce probleme are părinții, frații, au părinții, frații și rudele lor. Și în al doilea rând, să nu înceapă tratamente aberante pe care apar la tot pasul pe rețelele de socializare. Și mă refer aici la tratamentele antibiotice. Tratamentul antibiotic este un tratament pe care foarte multă lume îl administrează după ureche și care poate face foarte, foarte mult rău. Și un exemplu al răului pe care îl face tratamentul antibiotic este infecția cu Clostridium difficile, care îți dă pacientului o diaree fulminantă și care poate duce la deces, nedepistată și netratată la timp. Da, primim și întrebări. Așa, sunt din satul Săcăleni, Comuna Poinari. Vă rog, spuneți-mi unde vă pot vaccina, vă mulțumesc. Eu vreau să fac o precizare. Au început să apară locuri în care se poate vaccina acum. Deci, ieri parcă vedeam chiar la piață, la Piatra Neamț, erau vreo 500 de doze de vaccin disponibile pentru oricine venea și la liceul economic din Piatra Neamț, aici era Pfizer și acolo parcă AstraZeneca, vreo 170 de doze. Zănești este un centru foarte bine organizat. Da. Deci sunt, teoretic,
cine poate, se uită pe platformă și sunt locuri unde care te poți duce și te poți vaccina. Bineînțeles, poți să dai și un telefon. Exact. Exact înainte. Dar cine e la țară și are mai puțin posibilitatea să se uite pe un laptop, pe un calculator. Aici tot medicul de familie intervine. Deci aici, asta vreau să spun, contează foarte mult interacțiunea pe care o are medicul de familie cu pacientul și cu instituțiile care asigură vaccinarea. Sigur că da. Da, pentru că mulți sunt care chiar și vor să se vaccineze și nu asta este foarte bine. Nu știu unde. Hai, vă mai spun acum o glumă, așa, ca o anecdotă. M-am întâlnit cu 4 băieți tineri săptămâna trecută, 30 ceva de ani, și toți lucrează în afară. Unul în Gibraltar sau doi, unul în Spania, unul în Italia. Ce faceți noi pe aici? Mergeți să ne vaccinăm. Și unde vă vaccinați? La Ucești? Dar de ce? De ce nu v-ați vaccinat acolo? Zic, e bine și acolo. Știți, dar eu sunt programat în august să mă vaccinez. Ei zic, ți-o convenit să vin în România, să vaccinezi, să stai până faci apelul, etc. Și da, era august 2022. Da, la noi campania de vaccinare merge foarte bine. Și deci, eu zic că e foarte bine organizată. Deci, dacă au venit români tineri din afară, care na, să se vaccineze aici, înseamnă că undeva funcționează mai bine lucrurile aici decât acolo. Ei puteau să vaccineze și acolo, dar intrau într-o tranșă mai... Da, merge bine la noi și sper să înțeleagă toată lumea că vaccinarea este cheia, una din cheile eliberării noastre. Spuneți-mi un pic, pe dumneavoastră vă anunță cineva de aceste modificări ale virusului? Adică vin pacienții internați, se fac niște analize și... Când vin analizele astea, vă dați seama care sunt tulpini noi sau nu? Sau că nu. Bănuiesc că asta nu e important pentru tratament. Nu este important, pentru că protocolul de tratament este același. Da. Pentru infecția cu SARS-CoV-2. Putem să bănuim în funcție de gravitatea cazului că ceva este în neregulă. Ori cu pacientul, cu bolile lui asociate, cu imunitatea lui, sau poate este o altă tulpină de virus. Putem doar să bănuim. Și atunci tot medicul stabilește, pe lângă protocolul acela, și restul medicamentației. Bineînțeles. Spuneți-mi un pic, haideți să demontăm sau să întărim o legendă. Diferă protocolul de tratament la noi față de restul Europei? Nu. Noi folosim același protocol ca în toată lumea. El a fost adaptat pe parcursul ultimului an. Știți că au fost scoase unele medicamente care la început se administrau. Au fost scoase pentru că s-au dovedit ineficiente, nu că ar fi produs un foarte mare rău. De exemplu, este celebrul medicament Caletra, despre care s-a vorbit foarte mult și care dădea tulburări digestive. Dar alte probleme... El se folosea în tratamentul... În tratamentul bolii... Înainte. Deci chiar de la începutul pandemiei, din aprilie... Nu, eu nu vorbesc de Caletra ca folosită pentru COVID. Se folosea înainte în tratamentul bolii SIDA. La SIDA. Deci da. Era un medicament destul de puternic, ca să-i spunem așa. Așa cum plachenilul îl foloseam în bolile reumatologice. Și îl folosim și acum, pentru că este și în continuare în tratament, în protocolul de tratament. Dar vreau să vă spun că acest protocol îl adaptăm noi, medicii curanți, în funcție de fiecare pacient. Nu este respectat orbește. Dacă vedem că ceva nu e în regulă și pacientul nu merge bine, bineînțeles că adaptăm din mers tratamentul. Am înțeles. Haideți să vedem un pic și din punct de vedere al organizării. Sunteți membru al Consiliului Director, nu așa se cheamă? Comitetul Director. Comitetul Director, că e Consiliul de Administrație și Comitetul Director. Din punctul ăsta de vedere, cum merg lucrurile în spital, apropo de aprovizionare, de materiale, de medici? Adică, eu n-am mai urmărit, au ieșit medici din sistem în perioada asta, vorbesc de pensie, și au venit medici ceva la Piatra Neamț? S-au pensionat foarte mulți medici și, din păcate, s-au pensionat medici infecționiști, chiar la începutul pandemiei. Acolo e un punct sensibil, pentru că foarte, foarte greu reușim să găsim medici. Am găsit un medic care a și dat examen, l-a și luat, numai că nu-l lasă fostul angajator, Spitalul Județean Vrancea. Sper, știu că ați auzit de acest caz. Dar de ce nu-l lasă, dacă el a dat concurs?
Are acolo? Susțin că e perioadă, e stare de alertă și demisia poate să nu fie acceptată de angajator în perioada stării de alertă. Am înțeles. Și nu mai e valabilă problema cu perioada de preaviz. Încercăm, am făcut adrese la DSU, la domnul Raed Arafat, am discutat cu managerul spitalului din Vrancea. Deocamdată n-am primit niciun răspuns. Așteptăm în continuare să o avem printre noi pe doamna doctor, pentru că este foarte importantă. 4 infecționiști, pentru că doar 4 mai avem acum, nu fac față la toate problemele spitalului. Da, este aici este o situație într-adevăr. Nu știu cum mai rezistă, vă spun sincer, chiar nu știu cum mai rezistă, pentru că deși toți medicii au posibilitatea de a trata boala COVID, majoritatea trebuie să se consulte cu infecționiștii, cum este și normal. Da, e specialitatea. Este specialitatea, n-ai exact, cum. Exact. Nu poți tu, dacă ești, nu știu, chirurg, n-ai același, sau mă rog, chiar și orelist, deși aici mai ai tangențe cât de cât. Exact. Deși un caz grav de COVID devine un caz la care trebuie comisie multidisciplinară. COVID-ul dă complicații cardiace, complicații hepatice, complicații renale, complicații neurologice. Deci un caz foarte grav, dacă ați vedea o foaie de observație a unui pacient din terapie intensivă și nu numai, ați observa că el este consultat de toate specialitățile din spital. A, deci, un efort concentrat acolo și un efort care, cum spuneam noi, nu se prea vede din afară. De aceea am și spune că dacă zidurile ar fi transparente, ar fi foarte, foarte interesant să se vadă care este întreaga activitate exact. Într-un spital. Exact. Acum nici nu mai știu cum funcționează lucrurile, concursurile la spital în perioada asta. Mai vin... Avem pe 20 concurs pentru medici terapie intensivă. Avem 2 medici înscriși. S-au înscris 2 la terapie intensivă? Asta e mare, este o realizare. Da, se completează echipa, care este extraordinară între noi vorbind. De-abia așteptăm să ne mutăm în noul sediu. Apropo, când credeți? Cred că lucrările la ziduri, la interioare, vor fi gata la sfârșitul lunii, după care va trebui noi să începem să mobilăm spațiul. Cât deci mai repede. 15 mai martie, repede. 20 martie, mai? 15 mai, sper din tot sufletul, facem eforturi deosebite. Bun, dar acum, din punctul de vedere al aparaturii, am înțeles că cei de la Dăruiește Viață au intrat într-un parteneriat cu Altex-ul, care va pune la dispoziție vreo 10 da, paturi, da. Dacă nu mă înșel. Nu? Da, cam Altex-ul așa. Ne va ajuta foarte, foarte mult în mobilarea spațiilor. Mai avem aparatură donată de ei în luna noiembrie, imediat după incendiu. Mai avem și paturile și aparatura noastră, care a rămas neatinsă de incendiu și cred deci, că reușim să dotați, ca să spun așa. Reușim să dotăm, fără discuții. Câte paturi ar trebui să fie? 18 paturi. 18 paturi. 18 paturi, rămânând ca spațiul pe care îl folosim acum, cele 6 paturi de la etajul 4, să rămână pentru un mic post-operator. Pentru că aici spitalul suferă foarte mult. Medicii chirurgi operează. Că sunt pacienți cu COVID care au afecțiuni chirurgicale. Și ei trebuie recuperați într-o secție ATI, exact. Așa cum se făcea în mod exact. Normal. Exact. Și acum facem tot felul de planuri, vedem, împărțim personalul. Apropo, cum va fi cu personalul? Dacă veți avea 18 paturi jos și 6 sus? Chiar ieri vorbeam cu un coleg de la terapie intensivă, care și el, la fel ca mine, optimist, mare lucru, îmi spunea că se vor încerca să se împartă pe cele două arii de terapie intensivă, pe ATI-ul modular și pe etajul 4. Să vedem dacă vom reuși. Planul ăsta este. Doamna doctor, mă bucur că mai văd oameni care în condițiile astea sunt totuși optimiști și încearcă să se descurce cu ce există. Dar uitați ce spune un urmăritor, o doamnă. Doamna doctor ar fi foarte binevenită pentru comunicarea pe tema acestei urgențe sanitare. Mi-ar plăcea să o văd mai des invitată pentru a da asemenea explicații. Cu mare plăcere. Deci, dacă pot ajuta cu ceva, de ce nu? Da, deci... Nu, este foarte importantă comunicarea. Pentru comunicarea a mers prost de sus
în domeniul sănătății. Exact. De sus exact. A mers prost. Ce vă spuneam. Și dacă ar fi un plan de comunicare, noi suntem foarte deschiși la așa ceva și cred că puteți confirma, ați văzut. Un plan de comunicare, noi oricând punem la dispoziție spațiu, timp, fără niciun fel de problemă, pentru că aici este marea problemă. Se muncește, toată lumea dă cu capul de pereți ca să facă lucruri, că se mai și greșește. Este inerent să nu ai cum, de la administrație până la cei care sunt acolo și pun obra lună, se poate întâmpla un lucru, dar nu se comunică. Și nu se comunică sau se comunică după ce se întâmplă lucrul, ceea ce poate nu este normal. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că astăzi ați venit în emisiune și o să țin cont de sfatul doamnei și o să vă mai chemăm periodic, chiar și după ce se dă concursul de director medical, pentru că dumneavoastră nu vă mai înscrieți, așa ne-ați spus. Nu, eu consider că e vremea colegilor mai tineri. Sunt mulți colegi care au planuri minunate și sper să se înscrie la concurs și să spitalul să aibă o altă soartă de acum înainte. Vă mulțumesc tare mult. Plăcere. Oameni buni, ați văzut care este situația și trebuie judecate lucrurile așa. E adevărat, presa critică de foarte multe ori, pentru că ăsta este rolul ei. Trebuie să critici câteodată chiar și când se fac lucrurile bune, pentru ca să facă și mai bune. Dar asta în administrație, nu vorbim de spital aici. Fiecare dintre cei care v-ați uitat, poate mai arătați cuiva ce spune doamna doctor. Contează ce spune ea. Este joi și astăzi a apărut Mesagerul de Neamț, numărul 486. Sunt câteva titluri interesante în ziar, câteva materiale interesante. La coloana cu opinii avem un citat din domnul președinte Iohannis. Nu mai putem continua pe principiul lasă că merge și așa, apropo de ce se întâmplă în spitale. Domnul Iohannis, președintele României, spunea asta după tragedia de la Colectiv. Nu știu dacă de atunci și până acum nu s-a mers cumva pe același principiu de multe ori. Lasă că merge și așa. Vă invit să citiți Mesagerul de Neamț și vă mulțumesc pentru atenție. Să avem o zi frumoasă cu toții, o zi liniștită și fără vești rele pe cât se poate. La revedere, cele bune, mulțumim încă o dată, doamnei doctor.